Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat împreună cu Preasfinția sa Varlam, episcop vicar patriarhal, și cu Preasfinția sa Cais, episcop de Erzurum, Antiohia, slujba aghiazmei celei mari în pridvorul reședinței patriarhale. După rostirea rugăciunii Sfântului Sofronie al Ierusalimului, Părintele Patriarh Daniel a ținut un cuvânt de învățătură despre semnificația Marelui Praznic al Bobotezei. Apa aceasta... Această sărbătoare este deja menționată în secolul al III-lea, alături de nașterea Domnului și de învierea Domnului. Și ea este plină de înțelesuri duhovnicești. Iar aceste înțelesuri duhovnicești se văd în Evangheliile care s-au citit astăzi, în timpul Sfintei Liturghii și la slujba de Sfințire Mare a Apei. Acestea arată că sărbătoarea botezului Domnului ne descoperă iubirea Sfintei Treimi față de umanitate. Și anume când Iisus, după ce a împlinit botezul lui Ioan, care era doar un botez pregătitor pentru botezul creștin, după ce a ieșit din apele Iordanului, s-au deschis cerurile. Și un glas auzit din cer zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Patriarhia Română a pus la dispoziția credincioșilor 13.000 de sticle cu aghiasmă și 5.000 de pachetele cu anafură, a căror distribuire s-a făcut din baldachinul sfinților. Glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiu iubit pretine, numindu-te și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. La Catedrala Metropolitană din Iași, slujba aghiazmei celei mari a fost săvârșită de către Înalt Preasfinția sa Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Este bine să luați această apă pentru dumneavoastră la casele dumneavoastră și din sticluța pe care o aveți, poate să oferiți și vecinilor dumneavoastră, celor care dintr-o pricină sau alta nu au putut veni sau nu au dorit să vină la Sfânta Slujbă, oferiți-le o sticluță de aghiazmă binecuvântată. Poate o primesc, s-o așeze și în ei acolo, căci nu se știe de-a lungul anului, dând vreodată cu ochii de această apă sfințită, vor înțelege că Domnul este Dumnezeul nostru și prin El, în legătură cu El, omul poate să dobândească bucurie, pace și direcție clară în viață. Pentru sărbătoarea Bobotezei au fost pregătite 10 vase cu apă a câte 1000 de litri fiecare. Voluntarii Sfintei Cuvioase Parascheva au oferit credincioșilor câte o sticlă cu aghiazmă de jumătate de litru fiecare. La Constanța, Înalt Preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Sfinții Petru și Pavel, după care a pornit în procesiune împreună cu soborul de preoți spre faleza din portul turistic Tomis pentru a săvârși slujba aghiazmei celei mari. Dumnezeu ne-a zâmbit chiar și cu raze de soare și nu ne-a udat cu apă, doar noi am udat marea cu aghiazmă, ca să fie sfințită marea, să nu mai înghită vieți omenești, că au înghițit destul de vieți omenești valurile mării. La finalul slujbei a avut loc tradiționala întrecere de bobotează. Înalt Preasfinția sa Teodosie a aruncat în apele Mării Negre 3 cruci simbolizând arătarea Sfintei Treimi la râul Iordan, la botezul Mântuitorului. Am avut mulți tineri care au sărit în mare și mă bucur
că au nu numai curaj, ci și credință, că n-au sărit pentru ceva care să le folosească în cele materiale, și să ia o cruce care e semnul biruinței și al bucuriei și al credinței. Nădăjduim că această credință îi va însoți mai departe și vor avea o viață împlinită de acum înainte, toți care au sărit și mai ales cei care au fost victorioși și au ajuns primii și au luat cele trei cruci. Cred că au fost până la 20, în jur de 20, n-am întrebat, dar ne vor spune. Și în Arhiepiscopia Dunării de Jos a fost sărbătorit praznicul botezului Domnului. Episcopul locului, înalt preasfinția sa Casian, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Nașterii Domnului din Brăila. A urmat binecunoscutul și emoționantul moment al aruncării crucii. Cu mare bucurie și luminați la marele praznic al botezului Domnului, care înseamnă mai întâi de toate luminarea și sfințirea firii apelor, dar și a firii noastre și a firii neamului nostru în înfiere de către Iisus Hristos. Deoarece la Iordan, Tatăl l-a recunoscut pe Fiul întrupat ca Fiul Lui, ca pe noi care am primit pe Duhul Sfânt să ne recunoască Tatăl ca pe fiii Lui în Sfânta Biserică Ortodoxă a neamului românesc, păstrătoarea în cristernița botezului nostru, de la apele cele mari ale Dunării până la Marea cea Mare, a sfințirii sufletelor și trupurilor noastre, a primirii darului nestricăciunii, iertării păcatelor, sfințirii caselor și folosului de trebuință și în biserici, și la Galați, și la Brăila, și în orașe, și în sate, cu gândul la tinerii de vârsta a treia și la îngerii care au cântat lumina pe care am văzut-o, Doamne, la botezul Tău în suflete, în inimi și în viața poporului român. De la Brăila, înalt preasfinția sa Casian s-a îndreptat spre reședința episcopală la Galați, la biserica medievală Precista, aflată în apropierea celui mai mare fluviu al țării, unde a săvârșit slujba de sfințire a apei.